mai precis despre ce vorbim, Elena, astăzi. Astăzi vorbim despre cele mai nașpa trenduri din toamna, iarna asta. Deci nu putea să se încheie acest an minunat 2017 fără să vorbesc despre urățenile acestea, Dumnezeu. Este adevărat că evoluăm în ale beauty-ului, că vezi, Doamne, ne machiem așa, facem un zmo, mai tragem o liniuță, nu știu cum, dar faza e că anumite trenduri de make-up sau beauty sunt de-a dreptul oribile. Nu știu de ce sau nu știu cum ar putea o femeie să iasă așa pe stradă, sau un bărbat, pentru că acum se poartă foarte mult și make-up-ul la bărbat. Și să începem așa, drăguț, frumos, cu primul trend pe care eu îl văd de-a dreptul oribil. Se poartă foarte mult, cel puțin pe aici, prin Spania, până America, am văzut tare, tare mult. Să îți pictezi de diferite culori sau să spui culoare în membrana asta albă a ochiului, care din câte mi-aduc aminte se cheamă membrană conjunctivă sau nu știu, ceva de genul. Membrana albă a ochiului să o faci de diferite culori ca în imaginele care o să vi le las pe aici. Cât de urât poate să arate un ochi așa? Deci chiar aș vrea să știu părerile voastre în comentarii despre acest trend, pentru că eu îl văd de-a dreptul urât. Nu îmi place. Ochiul e atât de frumos, așa cum e el, lăsat de la mama natură, încât văd aberant să spui diferite culori, roșu, verde, eu știu, albastru, și să-ți colorezi membrana asta. Mi se pare urât. Nu știu dacă vă place să vă colorați ochii așa. E bine pentru voi, cel puțin vizual, nu mi se pare ceva plăcut. În schimb, cred că ai o privire foarte diabolică dacă ți-ai picta membrana aia albă cu roșu. Dumnezeu. Să vorbim despre capitolul sprâncene. Dumnezeu. Vai, ce nebunie, ce extaz cu sprâncenele. Dumnezeule, bavaluri, bampletituri. Acum ultimul trend e să ți le faci așa, despicate, nu știu, stil păun, am înțeles că se cheamă. Dumnezeule, cât de urât poate să arate treburile astea, cel puțin în realitate. Știți că pe pozele alea mișto de pe Instagram, care o să vi le las eu acum pe aici, arată deosebit, sprânceana aia foarte bine făcută, împletită, Dumnezeule, dar hai să fim serioși, când vezi o persoană în realitate cu onduleurile la sprâncene, deja te întrebai, frățică, ce ai pățit. Bine că ăsta n-ar fi cel mai urât trend care ne-a mâncat zilele viața în ultimul timp. În schimb, îl vezi peste tot, de pe Facebook, Instagram, deci nu poți să deschizi o rețea de socializare că ți-a apărut ba o sprânceană crețulină, ba o sprânceană împletită și acum marea nebunie cu sprâncenele astea tip păun, așa, deschis. Din toate exemplele pe care o să vi le dau astăzi de trenduri din astea bizare, trebuie să înțelegeți că dacă e la modă, nu înseamnă că trebuie să purtați și voi, mai ales dacă nu vă place. Mie, dacă nu-mi place o chestie, poază, o poartă jumătate țară, jumătate popor, că eu n-o port, frate, dacă nu-mi place, nu-mi place. Deci, chiar dacă e la modă să faci sprâncenele, nu știu ce formă ondulată, dacă ție nu-ți place și nu te vezi frumoasă cu trendul ăla, nu ești obligată de nimeni și nimic să faci treaba aia. Nici măcar dacă e cel mai mare și șmecher trend. Înțelegeți ce vreau să spun? Fiți voi mereu. Oh my God și Dumnezeule! Deci, trendul ăsta cu păr peste tot, frățică. Păr la sub braț, pe picioare, la botoși, la încălțări, pufulezi din așa de pus la genți. Bine, am înțeles, accesorii, complemente pentru genți, papuci, bă, sunt total de acord. N-am nicio problemă cu papucii pufoși care îi poartă. Bă, fraților, purtați ce vreți, că dacă vă simțiți bine, asta e important. Dar stai puțin, ajungem la punctul ăla în care se poartă trendul cu părul care ți iese din nas. Aici chiar am zis, what? Ce se întâmplă? În ce lume trăim? Adică stai, hei. Adică să-mi iasă mie părul din nas și încă să se vadă așa stufoșenia de acolo ieșind. Ce ai făcut, mă, nene, mă, că mai dat greș cu asta. Gândiți-vă să ieșiți așa pe stradă. Trendul ăsta este cel mai dezgustător dintre toate, vă jur, vă promit. Numai când văd pozele astea cu păroșenile din nas, mi se face așa rău la stomac, să trecem peste, că ați înțeles cum stă treaba. Păi n-am nicio problemă cu bărbații care se machează, bă, le place make-up-ul, bravo lor, adică care-i problema dacă un bărbat se machează, hei, care-i problema să nu fim chiar așa de hau-hau la cap? Nu, sunt ok, fiecare face cu fața lui ce vrea, ce dorește, dar am așa o ceva pe inimă, nu suport să vă bărbați care au barbă, dar barbă așa lungă, mare, o să vă las poze ca să înțelegeți ce vreau să zic. Și plină de sclipici. Deci să poartă tâmpenia asta. Am văzut-o chiar și la televizor la spaniol. Deci pur și simplu eram așa.
Ștefan, la ce te uiți? Schimbă postul. Ce înseamnă aberația asta? Mi s-a făcut tot așa rău de la stomac. După ce caut de tai bărboi și știți că eu nu prea sunt de acord cu bărbații cu barbă, nu prea îmi plac. Pur și simplu e gustul meu, dar să-și mai pună și sclipiciul ăla în barbă, să arate ca Moș Crăciun de anul nou. Oh my god, nu, nu. Deci mi se pare un trend aiurit, adică frate, lasă bărbatul să fie bărbat. Să arate bărbătește. Îi pui sclipiciul ăla în barbă, ai făcut pe ea de treabă. Ce ai făcut, mă? Ce ai făcut? Ce înseamnă asta? No, nu-mi plac bărbații cu sclipici în barbă. Trendul ăsta nu e chiar foarte nasol, dar din punct de vedere estetic, cel puțin pentru mine, nu e bărbătesc, nu e firesc, nu e... Nu-mi place, adică arată într-un fel anume care mie nu-mi place. Mi se pare vizual, mi se pare un trend foarte ciudat. Oh my god, genele cu LED, ați văzut genele cu LED? Dumnezeule! Băi, chiar la un moment dat eram pe AliExpress și vreau să cumpăr niște gene din astea cu LED pentru a le testa într-un clip din ăsta năbăduios, de-al meu, în care testez lucruri ciudate de pe AliExpress. Am văzut ce urât arată puse la ochi, am zis, băi frate, eu înțeleg că fac clipurile astea cu testez lucruri ciudate, mă schimonosesc acolo, mă pun la probă pentru voi, dar nu s-ară ca o vrăjitoare, nu vreau, înțelegi ce vreau să zic? Nu-mi plac. Estetic. Poate n-ai bine și așa pe stradă cu LED-urile după tine, noaptea, să te vadă lumea. Hai că avem LED-uri la papuci, hai că avem LED-uri pe haine, acum avem LED-uri și pe ochi. O să ajunge să fim niște rubășe n-ai. Că așa e frumos. Ia, de ce n-ai ieșit tu cu niște LED-uri așa frumoase la ochi, să sclipești toată, în toată discoteca, în tot clubul? Oh, ai fi belea să mor. Trendul ăsta, sincer, să fiu așa pentru, între prieteni, să spun așa, pentru o seară de râs, sunt belea, dar așa, pentru frumusețe, nu. Pentru că nu arată frumos și nu, sunt frumoase, chiar dacă sclipesc mult, nu sunt frumoase genele LED. Apropo de păr, era să uit, Dumnezeule, stați că îmi stric sprânceana, era să uit de păr. Oh my god, ați văzut unghiile păroase? Oh, ce oribilante sunt și de urâte pot fi, Dumnezeule. Deci nu-mi spuneți că trendul ăsta cu unghii păroase vă place, că nu vă cred. Ați ieșit așa pe stradă? Ați dat mâna cu cineva? Trendul ăsta l-aș include clar în cele mai oribilante trenduri. Unghii păroase, să fim serioși, în ce lume trăim. A fost la început de toamnă un trend foarte nebun, adică cam tot anul a fost trendul ăsta aici în Spania, să-ți faci pistrui. Băi, pistrui la un om normal care îi are din naștere arată genial, adică sunt foarte frumos, dar să-ți faci tu că așa e la modă, nu. V-am spus și mai devreme că nu e chiar așa ok, că e la modă să faci asta, trebuie să faci și tu. Că nu mai ești tu, nu mai reprezinți personalitatea ta. Fraților, fiți voi, adică, hei, ai pistrui? Ești the best, arăți genial, mie îmi plac oamenii cu pistrui în general, sunt foarte, foarte frumoși. Dar oamenii ăștia care își fac pistrui fake mi se par aberanți, adică unde pleci frate în lume cu pistrui făcut, te plouă, a început pistrui să curgă, ce ai făcut? A, un trend care e foarte nașpa, ați văzut că acum se poartă foarte mult, genele lipite, așa, vin vreo 3-4 și sunt așa lipite, una de alta, una de alta și ai decât 3 gene. Ce? Vă las poză ca să vă lămuriți să înțelegeți despre ce vorbesc. Că arată dubios, arată foarte urât, neestetic, nefrumos în primul rând. De ce am face lucrul ăsta? De ce? Pentru că e la modă pe Instagram, nu frate. Deci, nu îmi plac genele lipite. Nu, arată dubios de nasol. A, stați, că era să uit. Cum era să uit eu de buzele valuri? Eu le-aș numi mai degrabă buzele clov, pentru că arată ca virgulă clovnul de la McDonald's. Înțelegi ce vreau să zic? Nu e absolut nimic frumos în tot ce înseamnă buzele alea valuri. Sunt dubioase rău de tot, sunt urâte. Acum, serios, voi care vă uitați acum la mine, ați ieșit așa pe stradă cu buzoacele alea așa în valuri? Adică, hai să fim serioși. Dacă te vezi cineva pe stradă cu buzele alea în valuri, vor zice că faci ceva reclamă sau dai pliante la McDonald's, cel mai clar. Nu-mi place trenul ăsta absolut deloc, mi se pare un tren foarte nașpa, urât, ce să mă mai zic, urât. Și ultimul trend despre care vreau să vă vorbesc astăzi, ai Dumnezeule, deci eram la curent cu trendul ăsta, relativ l-am întâlnit, am dat peste el. Da, mă, sunați-mă, că nu pot și eu să zic și eu ceva aici. Și ziceam că trendul ăsta despre care vreau să vorbesc acum, chiar nu avem habar până când l-am văzut, nu știu,
la televizor într-o seară. Ștefan se uită la televizor seara, eu editez în mod normal. Și s-a uitat el la nu știu emisiune, când văd că se poartă sclipici la sub braț. Ce-ai făcut, mă? Bine, sunt de acord cu sclipici în păr. Îmi place foarte mult genul ăsta de coafură, cu mulți sclipici în păr. Dar să spui și la sub braț, dar de ce faci asta? Adică stai, cui arăt sub brațul ca să-ți vadă sclipiciul? Nu e urât, adică nu e nașpa, dar e puțin aberant. Adică mâine, poi mâine ne punem sclipici la fund și hai să ne arătăm fundurile, că sclipicioase, nu e așa? Trebuie să avem și noi o limită de intimitate și de bun simț în ceea ce înseamnă beauty în viața asta. Nu am nicio problemă cu sclipiciu, nu mă înțelegeți greșit, că am vorbit de barba cu sclipici, acum de sclipiciu la sub braț. Am spus că îmi place mult coafura aia cu mulți sclipici în creștetul capului, dar trebuie să ai limite în viața asta și trebuie să, omule, trebuie să vezi și tu ce frumos, adică, hei, mergi așa în viață, ia uitați, am sclipici la sub braț, oh my goodness, nu transpir, nu miros, sunt această fermecătoare cu sclipici la sub braț. Dar să știți că sclipiciul ăsta la sub braț ar merge tare, tare bine vara în autobuz pentru aceia care se țin așa de vara autobuzului și le ies așa un miros suspect de la sub braț și când îi vezi acolo plin de sclipici, oh, curge curcubeul din ei, am glumit. Bun, dragilor, cam ăsta a fost clipul de astăzi. Aștept comentariile voastre pentru că am chef să vă citesc. Chiar aștept să-mi scrieți în comentarii și voi trenduri din astea nașpa pe care le urâți cu adevărat și care vi se par foarte, foarte nașpa. Vă aștept jos în comentarii, de-abia aștept să vă citesc. Cam până aici clipul de astăzi. Sper că v-a plăcut. Nu uitați să verificați și voi căsuța cu descrieri, primul coment ca de obicei care îl pun eu. În continuare, vă las ca de obicei, dragile mele, dragii mei, cu alte clipuri de ale mele care sper să vă placă. Sper că ați petrecut frumos alături de mine astăzi. Eu vă pupăcesc extrem, ca de fiecare dată și ne vedem, dragii mei, dragile mele, curând, curând, în următorul clip. V-am pupat! Fiți fericiți!